deja eu mă visez cea mai tare, cea mai bună din barcare. Crezi că se vede la televizor? Dar tu ori de câte te machiezi, se vede bine. Mulțumesc, stai strâng. Și mă obsedează, că știu eu că e strâng. Te vezi foarte bine. L-am văzut și în poze și, pe, și la televizor, și foarte inteligentică. Măcar atâta loc. Se văd așa ochișorile rotunzi. Gata. Nu, foarte frumos, nu. Ca două mărginți așa verzi, frumoase. Nu, e super. Te avantajează mult machiajul care îl poți. Sora mea până în clasa 12 nu se dătea nici cu limel, nici cu fond de ten, cu nimic, mă, până în clasa 12. Și sora mea nu și-ai văzut și eu mă deteam din clasa 10-a, cea nouă. M-a dat cu fond de ten, cu limel, dar atâta, știi, nu mai mult. Fond de ten, limel și luși de buze. Dar mă deteam. Ei, la balul surorii mele a trebuit să mă machiez cu limel, doamne, și făcea în ultimul hal. Am încercat să-i dau, să dau și pe ea cu creion, cu ce da, să... Da. Că nu vrea cu nimic. Nu, la mine, sora mea... Da, da, știi, după ce s-a machiat și așa, fai de mine, cât de frumoasă. De seama, dacă nu s-a machiat toată viața ei, atunci era un șoc pentru toți. Se zicea cu coada decât împletită și avea părul până... Măi, și când s-a dat, deci după 4 ani, nu zicea când și-a dat drumul la păr și a fost machiată și fustă, rochiță scurtă, că ea se îmbrăca, știi, mai sport la școală. Știi că în filmele americane când o fată de aia mai tăcilară așa și deodată, wow! Și tot da, liceu, exact, pe tot... hol, nu știu ce. Da, deci exact așa s-a întâmplat la ea. Era și după aia la facultate a început și ea încet încet să se dea mai cu un email. Și acum se machiază singur. Se machiază, că și acum la fel, decât cu tur și ai văzut că ai venit în emisiune. Da. Nu se machiază, scrie. Dar, nu știu, nu cred că ți-am înseamnă tot că are vorba ca tine, vocea. Timbrul vocii? Da. Bine, acum am o voce oribilă după somn, încă nu m-am trezit. Sora mea era ceva gen Georgiana, cu sprâncenele, știi? Doar că nu și le făcea negre, că ieșea tenese. Mamă, murea mai, mase. A prins odată. Că se detea cu foarte... Da, și cu farf. Nu, mai la început mai mult cu creion se făcea. Și am dus la ieșit în oraș, ne-am văzut că ea într-o pauză de... Și nu știu cum naiba era în lumină și băteau razele soarele direct în sprâncenele ei. Ai de mine, ce-o a avut acasă când a venit la soare? I-au luat creioanele, nu știu, după aia s-a luat fart dintre la cum ai tu de la Oriflame. Tot se mai face, adică n-ai, dacă ei place, știi? Ce fart am eu de la Oriflame? Ăla, în trei culori de la Oriflame. Da. Pentru că ăla e mai bun decât... E mai bun decât ăla care l-am eu. Îl am de foarte mult timp. Da, cu oricum nu se mai face nici așa, dar atunci se făcea un pic strident, știi? Săracele mame, așa, că te-ai lucrat de astea tari. Doamne, sper să n-am material, că sunt hidoasă. Uite, te ajută, stai, te sigur, e mai mult decât. Tu nu ai sclipici? Fart, nu fart, sclipici. Băi, tu chiar te cam sclipici, dar nu e pentru așa ceva. Nu, e pentru gene, pentru gene, pentru pleoape, pentru machiaj. Are flori. Sclipici, dar așa... Ai primit paleta. Sclipici așa, știi... Știi ce zici, dar chestia de sclipici. Cum are... Uiți, da, am, dar nu e de ochi. Ia să te prea. Eu am aici, vezi, ceva... dar e fart și nu vreau fart. Vreau dacă tu faci ceva cu el, ești tare. Păi nu pui așa cu degetul și stă că e glos, e roșu, știi? Asta am muzat de la Mirela Vesca. Că ea m-a dat atunci cu un roz foarte frumos, știi? Păi mi-a dat cu sclipici și se vedea foarte bine. Ia, sunt curioasă. Cu el ești cineva. Bă, deci e sunt beton, mă. E de unghi, de vinitul tău. Stai că am și verde, am și albastru. Ești... Vai, de e super. A, e super, dar nu trebuie altceva.
Ah, tu vrei pentru buze? Da, haide, haide. Haide, se vede bine. Acum nu pot să mai copiez ideea. O să arată să mă fac și eu vreodată. Stai că nu știu ce... Nu, așa știi puțin la televizor, oricum nu se vede rău. Uite. Da, e super. Dar cum că tu vrei nuanțe mate? Da, da, asta se vede foarte bine. Uite, că vrei la ori. Nu. Mă și miram cum... A, nu-mi uitam acum. Mă vineam cum lipești. Dar și la uite dacă se lipește. Dai un far de la cremă. Uite, asta curte. Uite, mai super. I-a plăcut lui Raimond ieri. Hai să mai dau până. Eu parcă aș fi în gala acum. Pune aici la loc, da? Mersi da. Mult. Deci chiar nu m-am gândit la chestia asta. Dar nu se simte pe buze. Nu. Mica, când o să ne întâlnim, o să te întreb dacă mi s-a văzut scutinice. Parcă sunt piți acum. Yeah. Aici nu se vede bine, dar la televizor am înțeles că dă bine, nu știu. Mamă, eu nu pot să cred. E ceva de... ai folosit ăla. Avea așa de asta, dar nu știu. Când am spus eu că am învățat mult. Haideți pe asta, de că am învățat-o astăzi de la mine. Hai mă, că machiaj am mai văzut și te-am mai văzut. Hei, genele. Era să se spun genele. Auzi? Ce? Ce-am întâmplat seara, omul, când nu doarme vorba aia. Deci avem voie să primim Biblie. Ok. Mm-hmm. Și dacă e ce mai să-mi aducă Gramatica Academiei Române? Nu. Nu ne las. E Biblia, un altfel de Biblie, ca să zic așa. De ce? Că ai fost interesant să citim aici. Multe chestii care... poți să le afli. Biblia și o carte, și o carte bucată, așa, mai după voi, da. Dar nu e, știi ce vreau să spun? E roman. Știu, știu. E chiar, ar fi super aici, cred că e. Deci cum se vede în realitate și cum se vede la televizor? Mie e tare necaz. La televizor nu se vede așa de bine. Cum te vezi acum. E exact culoarea părului tău. Laura, mă, ce? Mie, deci, trebuie să fiu din toată combinația, nu-mi plac alea, din picioare. De ce stii? Te schimbă automat, nu, da. E bine. Ești. Dar zi tu, nu păreau extensii, zic cu sentimentul. Nu păreau extensii. Dar. Nu, exact culoarea ta. Ziceai că avea șuvițe făcute în interior. Da. A, acum mai bine. Dar tu trebuie să înțelegi un lucru. Bluzele de acest gest îți fac șolde. Nu-i plac șoldurile? Dar nu-mi plac femeile drept.